Salutare, dragi abonați! Astăzi este iarăși luni, noi suntem la o nouă rubrică Știați-că și de data aceasta o să explic lucruri importante, sfaturi, tehnici de exersare pentru a putea învăța cât mai bine și cânta cât mai bine piesa Vals numărul 2 de Șostakovici. Fiind o piesă care aparține genului de muzică clasică, vom atrage atenția un pic la alte chestii tehnice decât la muzica populară și la studierea ei, deci vom vrea ca piesa să sune cât mai aproape de genul clasic. Iar asta mă duce desigur că la primul lucru pe care vreau să-l menționez aici este vorba de folosirea încrezută și nelimitată a suprafeții arcușului. Dacă e să simplific un pic ceea ce am spus acum, este folosirea arcușului de la partea de jos, de la talon de aici, până la vârf. Da? Deci toată suprafața asta, mai ales când este vorba de note mai lungi și unde este nevoie de scos un sunet mai plin. De exemplu, în genurile mai mult improvizatorice, cum este folclorul sau lăutăria, se folosește un pic mai limitat suprafața arcușului, pentru că acolo baza se pune pe mișcări rapide și mărunte, da? Tehnicile mărunte chiar și de arcuș și inclusiv și la mâna stângă. Deci sincronizarea dintre mâna stângă și mâna dreaptă este deseori mai grea la muzica populară decât la cea clasică. Dar asta nu înseamnă că la lăutărie sau la folclor nu se poate de folosit tot arcușul sau mai mult arcuș în unele cazuri unde se cere asta. Dacă o să folosiți arcușul crezut și la populară și la clasică și la alte genuri, atunci toate piesele o să aibă un nivel mai ridicat și ca sunet și ca calitate generală. Acum vreau să revenim înapoi la valsul nostru și, după cum spuneam, este o piesă care aparține genului de muzică clasică. Respectiv, avem o tehnică aici foarte des întâlnită în muzica orchestrală simfonică și este vorba de tehnica spiccato. Ea arată cam așa. Deci este vorba de o tehnică săltăreață a arcușului, unde noi sărim un pic arcușul în partea de jos, da? Mai jos de jumate. Și avem mișcări egale și ritmice. Și după fiecare mișcare facem o semilună, da? Din asta cu arcuș, o mișcare de semilună. Asta este o tehnică foarte des utilizată în muzica clasică, dar să știți că este foarte important când exersăm această tehnică să avem foarte multă răbdare și desigur că mâna dreaptă trebuie să aibă o poziție foarte bună pe arcuș. Da, iată așa este poziția mea. Iar la tehnica spiccato folosim absolut toate degetele pentru a controla arcușul, da? Și la fel trebuie să fie flexibilă mâna pentru ca să putem mișca, da, să facem, iată, mișcarea asta. La început puteți să o exersați doar pe o singură notă, ca să deprindeți mișcarea asta a mâinii și după asta, dacă aveți o anumită melodie, o transpuneți. Ați înțeles ideea. Mergem acum la următorul lucru la care vreau să vă atrag atenția și este vorba de memorarea intonației în pozițiile ridicate. De ce spun memorarea intonației? Păi pentru că mușchii degetelor noastre au memorie, da? Cu cât mai mult exersăm un anumit pasaj sau o anumită tehnică, o anumită distanță între ele pe tastiera viorei, cu atât mai mult ea se memorează și rămâne pe mai mult timp în memoria implicită. Personal, cred că una din cele mai eficiente metode de a corecta intonația și de a forma o intonație stabilă.